Derbiul FCSB Dinamo pe Ghencea e blocat. Clauza de 1 milion de euro pentru garanția gazonului oprește primul meci al FCSB pe noul stadion. Cu mai puțin de o săptămână înainte de meciul cu Dinamo, FCSB încă nu știe pe ce stadion va juca derbiul. Argăseală s-a întâlnit cu reprezentanții Stelei Armatei și a negociat întoarcerea pe Ghencea. FCSB nu acceptă clauza de 1 milion de euro pentru gazon. Ministrul apărării a dat ordine mai departe, numai că nu se execută ordine în România. Dacă o fac, trebuie să o facă pentru toată lumea. Dar dacă deja au închiriat la o Federație Română de Fotbal, el trebuie să fie contractul ca și el, exact. Talpan a dat comunicat și a prezentat cele 7 clauze pe care becalii trebuie să le respecte pentru ca FCSB să joace în Ghencea. Bă, dacă Talpan a ajuns să fie sperietoare în Ministerul Apărării, dacă cine conduce, nu conduce cu putere, bă, stop, așa și așa și așa, punct, nu că clauze, că nu știu ce, ai dat ordin, așa, n-ai executat ordinul, afară, afară. Arcul de Triumf e varianta de rezervă pentru derby. Chiar îmi doresc să joc în Ghencea și sper să jucăm acolo. Ce ar însemna pentru întoarcerea acasă.